Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Daragiul dumneavoastră preferat și astăzi, așa cum am promis în clipul trecut, o să vorbim împreună despre ceva ce mi-ați lăsat voi în comentarii și mesaje. Aparent, foarte mulți dintre voi ați fost curioși de chestii legate de școală. Cu ce te ajută școala, cum să iei bacul, cum să iei examenul dintre a opta, cum să copiezi. Am văzut multe variante, dar toate legate de școală. Așa că am decis că astăzi o să facem un clip despre top 10 lucruri pe care le uram eu la școală. Pe locul întâi trebuie să fie, cu siguranță, profii ăia militari care nu știu cum au ajuns în școli. Probabil nu au mai avut loc pe front și au fost obligați de natură să ajungă la catedră. Știți și voi, profii ăia care au un talent de soprană nemai întâlnit și care atunci când intră pe ușa clasei, primul lucru pe care îl auzim cu toții este: copii, ce ați avut de pregătit pentru azi? Iar de acolo, cred că știm amândoi cum continuă povestea. Mă scuzați, mi-am uitat caietul acasă, care desigur că a fost mâncat de câine între timp și probabil, dacă stau bine să mă gândesc, cred că m-a sunat mama să-mi spună că a luat foc fix camera mea, așa că... Stai jos, 2! Iar dacă tot vorbim de 2, pe locul 2 trebuie să pun băile din școli. Cred că știm amândoi cât de scârboase și, per total, neprimitoare pot fi băile dintr-o școală. Adică, uite, băile din fosta mea școală erau pe modelul ăsta. Nu știu dacă cei care le-au pus acolo sau cei care au aprobat treaba asta își dau sau nu seama în ce an suntem? Adică, alo, comunismul ne bate la ușă și spune că își vrea WC-urile înapoi. Dar totuși, pentru că sunt un băiat curios de fel, am vrut să aflu dacă băile super mega urâte erau doar în școala mea, așa că am intrat pe Google să văd cum se prezintă situația și în alte școli / licee și am fost surprins să descoper o știre care ne spune cum există o școală în care elevii nu merg la WC-ul din curte de frică. Așa că mai bine merg ei frumos la ei acasă să-și facă treburile. Dar gândiți-vă că situația asta se prezintă și la oraș. Nu în curtea școlii, dar la fel de rău. Pe locul 3 trebuie să fie colegul ăla pârâcios. Bă, eu aveam un coleg pârâcios pe care am să-l numesc, nu știu, hai să spunem Gigel în cazul ăsta, care de fiecare dată când dădeam un test sau când chiuleam cu toții, când se întâmpla orice ce ținea de a nu afla un profesor ce am făcut noi, băiatul ăsta mergea și spunea tot. Eu cel puțin trăiam cu impresia că pârâcioșii există, hai să spunem, maxim până se termină clasele primare, nu și la liceu. Ei bine, surpriză! Aici Gigel de față era primul care ne dădea în gât cu orice, doar să câștige el un pic de respect, să zic așa, exact ca în GTA, să câștige el un plus acolo de respect la profesori, respect care nu știu dacă l-a ajutat în vreun fel până la urmă. Eu consider că oamenii ăștia trebuie puși într-un sac și lăsați acolo. Glumesc, dar pe bune. Hai să fim serioși. Ești un aproape adult, hai să spunem că pârâciosul ăsta are o vârstă de 16 ani. Cum ajunge un tip ca ăsta să fie crescut în așa fel încât să nu-l suporte lumea, frate? Și nici nu e vorba de multe ori de tocilarul clasei. În cazul meu, cel puțin, tocilarii erau aia mișto. Aveam câteva fete enervante în primele bănci, dar majoritatea tocilarilor erau de treabă, erau cool, ne dădeau teme, ne ajutau, veneau cu noi dacă era să chiulim. Sau erau chestii din asta organizată. Frate, fii cu grupul. Nu te duci tu acolo în tabăra elaltă în speranța că o să vină un prof la tine și o să spună: da, bă, ăsta i-a părut pe toți, o să-i dau și puncte în plus. Dacă eu aș fi profesorul care primește informația de la un băiat de genul, aș asculta ce ar zice, nu aș face nimic în ideea aia, dar
L-aș penaliza, frate. Sau în fine, nu știu, aș găsi o metodă să-l fac pe omul ăsta să realizeze că nu așa se trăiește într-o societate, într-o clasă. Colegi, e un cuvânt, folosește-l. Pe locul 4, o să pun lipsa de materiale didactice și, de fapt, de orice fel de materiale în școli. Fie că e vorba de marcare, să pun în băi. Nici nu cred că are sens să ajung la bănci noi. Noi, cuvântul ăsta e... Adică eu unul nu înțeleg o treabă. La mine în clasă, cel puțin, se întâmpla un lucru, și anume strângerea de fonduri ale clasei. Odată la nu știu cât, când rămâneam noi fără marcare sau fără bureți sau fără nu știu ce prin clasă, toți dădeam câte un leu, 2, 3, 5 la fondul clasei să le cumpărăm. Lucru care nu mi se pare normal în momentul în care noi deja dăm alți bani fix pentru treaba asta, fix ca școala din care facem parte să fie dotată. Cum se întâmplă așa ceva? Locul 5, și anume cornul și laptele. Cu toții știm, sau am avut cel puțin tangență cu un corn și un lapte, o idee bună, o inițiativă mișto, până când dădeai să muști din corn și aveai nevoie următoarele 2-3 zile să tot faci vizite la dentist. Frate, ăla nu e un corn. Poți să-l numești, nu știu, granit, bolovan, bâtă de baseball, numește-l cum vrei, dar nu corn. Adică cel puțin în clasa mea, de fiecare dată când se aducea laptele și cornul, era câte o bătaie cu laptele și cornul ăsta. Hai că laptele mai puțin, o să vă spun și de lapte mai încolo, că e un subiect și mai delicat. Cornul era folosit efectiv ca bâtă. Nimeni nu-l mânca. Erau extrem de puține dățile în care exista un corn în toată lada digerabil, masticabil. Și dacă tot am zis de corn, hai să vă zic și de lapte. Laptele pentru noi toți era mai mult un fel de ruletă rusească, să sperăm că după ce-l bem, nu stăm toată ziua pe WC-ul. Bine, și stăm e mult spus dacă stai să te gândești cum erau WC-urile în școala noastră. Ei se gândeau, probabil ăștia care au pus acolo laptele și cornul în aceeași combinație, că noi o să muiem cornul în lapte. O să fac așa o știre, o noutate, un șoc pentru ăia care au gândit așa. Știți că, unu, nimeni nu vine cu bucătăria de acasă să-și toarne laptele în ceva, să bage cornul și așa. Doi, laptele e cu pai. Deci singurul mod în care imaginez eu că s-ar fi întâmplat ce am descris e să bagi paiul în lapte, să torni după aia laptele picătură cu picătură pe corn până se înmoaie. Altfel, nu-mi imaginez. Locul 6 este dedicat orarului supra-încărcat. Bă, și când zic supra-încărcat, nu vă imaginați cum arăta orarul meu în clasa a 8-a, nu mai zic de liceu și alte minuni de genul. Arăta gen așa. Eu, totuși, am stat așa să mă uit cum arăta programa școlară acum mulți, 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 mulți ani în urmă și am fost surprins să descoper că nu diferă cu mult de ce se întâmplă acum, dar diferența fiind o grămadă de materie adăugată, poate nu e așa, dar cum cred eu că s-a întâmplat. A fost un deștept care a zis, bă, eu am chef să facem materiile așa, 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 cam atât trebuie să învețe copiii, bla, 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 bla. După care deșteptul a plecat la el acasă frumos, nu știu ce a făcut. A venit alt deștept în locul lui care a zis, bă, nu se poate să nu fie asta, 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 asta băgate. Le-a băgat și pe alea. După care, ghiși ce? Mai venit alt deștept și alt deștept și alt deștept și ne-am trezit în 2020 că în loc să se restructureze programa, adică să se scoată, să se adauge, să se facă niște permutări acolo în programă cu materii, cu ce se mai întâmplă, cu noutăți și așa mai departe, în schimb doar s-au adăugat lucruri. Asta rezultând într-un orar supraîncărcat, profesori frustrați, cel puțin ăia buni care știu cum să predea și vor să predea anumite chestii, sunt frustrați pentru că trebuie să respecte programa, nu mulți o fac, dar în general programa aia mai mult strică decât face bine. Nu vă închipuiți că prea multă materie o să ajute pe cineva. Locul 7 este dedicat colegului ăla cocalar. Nu cred că aici trebuie să vă dau așa multe informații ca să vă dați seama cine este acest coleg cocalar.
am să-i fac așa un portret. Hai să începem cu faptul că de obicei când intră în clasă poartă ochelari de soare și continuarea ar fi că flencăne foarte multă gumă și vorbește cu oamenii din jurul lui într-un fel de face pe tot să se simtă că ar fi sclavii lui, gen. Bă, tema. Da, da? Cum adică n-ai făcut-o? Bă! Și putem să adăugăm faptul că în pauze pune manele, de obicei, la telefonul lui, care poate fi de două feluri. Pentru că și cocalarul poate fi de două feluri. A rămas cu guma în gură între timp. Cocalarul ăla fake și cocalarul ăla cu adevărat bogat, nu prin forțele lui, dar bogat, care într-un final nu se diferă foarte mult unul de altul. Comportamentul e același, numai că la unul mai înțelegi și la altul nu chiar. Și diferența că unul are iPhone X nu știu de care adevărat, altul are același iPhone, numai că ori cu multe, multe, multe rate în spate, ori fake. Locul 8 este un loc în sufletul meu special pentru că reprezintă vânzătorii de la magazinele de pe lângă școală. Eu, la mine, la liceu, aveam diverse magazinașe pe lângă școală. Am aflat între timp că s-au reglementat anumite chestii, n-au voie să mai vândă o grămadă de lucruri. Nu cred că e o regulă aplicată de toți. În fine, pe vremea aia, cel puțin, se vindeau de toate. De la chipsuri, la o grămadă de dulciuri, la orice. Bine, cu siguranță și țigările alea la bucată, și cafeluțele de dimineață, și sandwich-urile alea cu șniță la 5 lei. Vânzătorii de la magazinele astea, dacă nu erau niște doamne în vârstă care nu prea știau ele ce caută acolo, dar erau, de obicei erau reprezentați de niște domni, masivi așa, de obicei îmbrăcați în negru complet, cu ceva așa pe gât, o freză scurtă sau în fine, depinde dacă mai aveau din ce să-și facă freza. Și tipul ăsta de vânzător are un stil de a vorbi, te face efectiv să te gândești că nu aveai ce să cauți la magazinul ăla să cumperi ceva. Uite o conversație reală între mine și nenea ăsta care vindea la magazinul de lângă școala mea. El vorbea așa la telefon în treaba lui, bă, nu mi-a adus banii pe nu știu... Ia uite mă, iar a venit un din ăsta. Bună ziua, puteți da și mie un con cu ciocolată? Cu ce mă? Aoleu, cu ciocolată? Cu ciocolată nu mai avem, nu mai avem! Nu... Da, am din ăsta, e mai bun ca ăla, e mult mai bun. Ia, fii atent aici, cu vanilie. Vrei? Nu, aș vrea totuși cu ciocolată. Ia uite mă, cu toate mofturile, copii din ziua de... Ia pleacă de aici, du-te și caut... Așa erau toate conversațiile cu nenea ăla, te făcea să te simți în ultimul hal când mergeai să cumperi mai bine, nu mergeai să cumperi nimic. Și ca bonus de vânzător, știți oamenii care dădeau mâncare peste gard și prin mâncare mă refer la zmeură, căpșune, cireșe, orice chestiuță de genul, oamenii erau groaznici. Vă spun și de ce. Foarte bună inițiativa. Pe lângă că e ilegală, dar hai să spunem că e bună inițiativa. Oamenii care vindeau lucrurile astea nu le spălau niciodată. Nu spălau niciodată fructele, orice ar fi vândut. De fiecare dată când un copil venea de la sport obosit să-și cumpere un păhărel, nici la rândul lui nu spăla fructele. Și de fiecare dată, majoritatea colegilor mei de clasă ajungeau să aibă câte o indigestie sau câte o problemă la stomac. Pe locul 9 avem ghiozdanul mamut. Ghiozdanul ăla în spatele fiecărui copil ce se îndreaptă spre școală, săracul copil de bea, mergând încet, cu dita mai ghiozdanul ăla în spate, plin tixit, cu cărți, manuale, culegeri, caiete, și așa mai departe. Am văzut de atâtea ori cazuri în care părinții își duc copiii la școală și le cară ghiozdanul, și până și părinții se plâng cât de grele sunt ghiozdanele. Eu am fost unul dintre copiii care aproape și-a rupt spatele cu dita mai ghiozdanul ăla. Și am văzut la școlile de pe lângă mine unde stau acum o grămadă de copii care au găsit soluția la ghiozdanul mamut, și anume ghiozdane tip troller, pe care îl tragi după tine. Am ajuns să ne facem ghiozdanul troller. Zici că ne mutăm în Honolulu, avem nevoie să ne cărăm casa. Și pe locul 10 din lista mea de lucruri pe care le urăsc la școală se află cantina. Nu urăsc faptul că era cantina proastă, Doamne ajută să fi fost măcar o cantină proastă, ci uram faptul că nu aveam cantină, care nu ar ajuta doar elevii, ar ajuta mult și profesorii. Pentru că și profesorii la rândul lor, între ore, trebuie să meargă să-și cumpere o grămadă de
chestii de ronțăit, adică prostii, foarte puțin dintre profesori sau elevi își aduc mâncarea de acasă. Să fim serioși. O cantină într-o școală ar ajuta în două feluri. 1. Lumea mănâncă mai sănătos. 2. Cantina aia nu e pe gratis. Face profit. Profit care se duce la școală. Și în speranța că nu dispar banii aia peste noapte, banii aia ar putea fi investiți în locul 4 din lista mea, și anume în chestiile care lipsesc din școală, pe care tot noi trebuie să le cumpărăm. Și bine, ăsta a fost episodul de astăzi cu top 10 lucruri pe care le urăsc eu la școală. Acum, subiectul ăsta o să-l încheiem și o să-l bag în jurnal aici, frumos. În speranța că într-o zi o să îl completăm. Și o să ne putem uita în spate să vedem ce subiecte am discutat noi împreună aici pe vlog, videoclip, filmulez, numiți-l cum vreți. Eu am fost Daragiul, dumneavoastră preferat, și vă mulțumesc încă o dată că faceți parte din treaba asta și că îmi dați mesaje cu o grămadă de întrebări și am încercat să răspund la multe dintre ele, tot ce am văzut am încercat să răspund. Dacă am sărit peste câteva, îmi pare rău, lăsați-mi întrebările mai jos în comentarii. Eu mă uit de obicei imediat după ce se postează clipul să văd care e feedback-ul general. Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem sâmbătă viitoare cu un nou episod. V-am pupat! Mua!